Elevii Liceului Tehnologic din Gâlgău au readus la viață tradițiile și obiceiurile populare de la Buna Vestire, la muzeul școlar din localitate. Profesorul de religie ortodoxă, Augustin Ioan Șomcutean, și-a prezentat marți, 22 martie, lucrarea pentru obținerea gradului didactic 1, susținut de colegi și invitați, în fața comisiei formate din Ioan Chirilă, preot profesor universitar doctor, în cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, coordonatorul lucrării Ștefan Iloae, preot profesor universitar doctor, și Cristina Mureșan, profesor metodist al Inspectoratului Școlar Județean Sălaj. Cu această ocazie, elevii Liceului Tehnologic numărul 1 din Gâlgău au pregătit scenete în care prezintă obiceiurile populare de buna vestire. Ocolul casei de trei ori, cu tămâie, târând un lanț, curățarea pomilor și adunarea lucrurilor de prisos de prin curți, cărora li se dau foc pentru a feri gospodăria de rele. Evenimentul a continuat cu cântece religioase. În final, Augustin Șomcutean a promovat examenul de disertație cu nota 10. E o onoare pentru noi să fim astăzi aici. E o onoare și e o plăcere extraordinară să putem să realizăm acest exercițiu de întoarcere la rădăcini. Pentru că ceea ce am reușit să vedem astăzi a fost, pe de o parte, o gamă sau o suită de activități didactice menite să îi facă pe acești tineri, pe care i-ați văzut și în cadrul acestui moment artistic, să asume responsabilitățile cotidiene și iată, prin ceea ce trăiesc, prin ceea ce mărturisesc, să îi facă și să-și aducă aminte mereu, prin trăirile lor, de matricea culturală, matricea identitară. E un lucru extraordinar, e un lucru excepțional și toate acestea pe noi ne-au bucurat. Într-un sens mult mai larg, aceste elemente fac parte categoric, ceea ce candidatul a și arătat foarte bine astăzi, iar lucrarea arată mai pe larg, fac parte din activitățile extracurriculare, activități care, la disciplina religie, sunt fără număr. Ele sunt infinit, în fond. Aproape orice activitate cu iz religios, într-o diversitate uimitoare, faci parte dintr-o activitate extracurriculară care le transmite elevilor de o manieră mai mult sau mai puțin științifică, dar adeseori într-o formă poate mai autentică, cu atât mai mult cu cât ei își simt rădăcinile așa, le transmit așadar un element religios care îi va pregăti, nu pentru astăzi, dar pentru mâine, îi va pregăti ca membri ai bisericii și ca oameni de nădejde ai societății.